Ei, salut, prieteni! Astăzi este foarte urât afară în comparație cu ziua de ieri când au fost 18 grade până seara. Astăzi este foarte urât și plouă. Ia uite ce urât e. Și ești întuneric în casă, așa, e foarte urâtă ziua de astăzi, dar am un program destul de mișto. Pe la prânz așa am o întâlnire care sper că va aduce cât de curând, poate chiar astăzi, niște chestii mișto pe canal. Iar mai pe seară o să mă duc la un eveniment la F64. E un eveniment cu și despre Laura Mușuroaie. Cum își filmează ea videole? Probabil mulți dintre voi nu știți, este o vlogăriță de beauty, make-up și lifestyle și tot fel de chestii de astea. E foarte cunoscută pe treaba asta. Pe mine mă interesează mai mult ideea din spatele canalului, cum gândește ea, cum filmează, cum își promovează canalul, cum lucrează cu brandurile, chestii de astea, nu că m-ar interesa partea de beauty foarte tare. Dar cred că o să fie un eveniment interesant. Mă duc până la mama acum și i-am luat așa ceva, știți că v-am zis că este ziua ei și îi plac și trandafirii galbeni. Ea e la muncă, dar mă duc la ea acum, că am niște treabă cu ea și duc și buchetul ăsta. Deci, sunt în mașină, în drum spre evenimentul F64. Nu știu ce am filmat până acum, nu mi-aduc aminte ce am filmat ultima oară. Am avut ceva treabă, am fost pe la bunica mea, am avut o întâlnire. Am reușit să vorbesc la întâlnirea asta despre un concurs pe care vreau să-l organizez în momentul în care o să fac 20.000 de abonați. Lucru care eu zic că să se întâmple în următoarele 2-3 zile, cred. În momentul în care fac 20.000 de abonați, o să fie un concurs, zic eu, cu niște lucruri foarte mișto. Da, și acum s-a lăsat noaptea, bineînțeles că este deja iarna aproape. Mă duc către evenimentul F64 să văd ce și cum filmez pe acolo, să văd cu cine mă mai întâlnesc acolo, poate mă mai întâlnesc cu oameni interesanți pe acolo, mai mult ca sigur. Sau niște umbre foarte ciudate pe față, dacă nu vă poziționați cum trebuie în lumina soarelui. Imaginează, înseamnă zone foarte albe. Gata, evenimentul. Sunt aici cu domnul, tocmai ce și-a pus parbriz nou la bolid. La Fordus aici avem. Uite-l pe niște panda aici și aici și acolo. Păi, și aici. Ori suntem panduți, ori nu mai suntem, frate. Da, și acum mergem noi fiecare la casele noastre. Sau pe unde mai avem de filmat vloguri, frățică. Sau așa, nu știu, eu mă duc acasă, nu știu. Băiatul mai umblă, mai bagavonțește. A fost invitat la petrecere cu fete frumoase, ceva, și a refuzat. Mă duc la glamour, pute, bă. Recunoști că ai refuzat, da? Am refuzat, dacă era invitație la o bere, cu bere. Bere mici astea, da. Bine. Acestea zi înfise, vă las cu Bogdan. Gata, mă duc și eu spre casă, am reușit să iau de la F64 cu o vorbă bună pusă de Panduțu. Mulțumesc frumos. Am luat în teste un G80, exact, camera pe care vreau să-mi iau. Să o testez până sâmbătă trebuie să o duc înapoi, ca să văd exact ce și cum, să mă joc cu ea câteva zile, să văd dacă e exact ce îmi doresc eu sau nu. Dar nu am un SD la mine, am numai micro SD, așa că va trebui să ajung acasă ca să vă arăt și vouă. Bun, hai că am ajuns acasă. Ăsta este aparatul. Cam așa arată. Și acum mai să facem trecerea la ăsta, să vedem exact cum filmează. Asta e. Asta este noul aparat. O să trească să mă obișnuiesc să nu mă uit în ecran acolo, dar mă uit aici, în lentilă. Cam asta e imaginea cu luminile astea ale mele, șmechere. Hai să le și închid, să vedem cum se vede. Asta este doar cu lumina din cameră. Și asta este fosta mea cameră. Uite cum se vede. Iar asta se vede în felul următor, doar cu lumina asta. O să mă uit multă vreme în ecranul ăla, dar hai să vedem, să facem niște teste afară, să vedem cum se vede, că e deja noapte, să văd cum se vede în lumină slabă. Cred că vă mai aduceți aminte testul pe care l-am făcut cu Sony-ul ăla. Cam așa se vede cu asta. În modul complet auto. Complet auto. Și aia e cum să umblu un pic la setări, să văd, poate reușesc ceva mai ok. Bun. Asta e ce am reușit să fac, ce am reușit să umblu la el.
și mi se pare absolut rezonabil. Să-mi spuneți și voi ce părere aveți de aparatul ăsta. Am copiat fișierele pe care le-am filmat cu ăsta până acum, vreo 30 de secunde și au 1,6 giga. O să testez în seara asta și în zilele care urmează, sau cel puțin azi și mâine, dacă pot să filmez și pot să editez 4K. Mergem să mâncăm și noi ceva. S-ar putea să auziți chestiile astea. Știu, știu, sunt de la chestiile astea care, de care se prinde chestia de gât. Ele au aici o protecție de plastic să nu joace prea tare, dar oricum cred că le scot până când o să duc camera înapoi. Ce faci, te joci cu telefonul la masă? Da, îmi spun la mesaj. Ce mâncăm? Am înțeles că sunt ceva cârnați? Da, mult cârnați. Stai un pic, da, acum. Păi nu fac poze, filmez. Nu poze, da. Hai să încercăm și Full HD. 60 de cadre pe secundă. Bun, cam atât pentru astăzi. Nu e cea mai bună perioadă din zi să testez așa ceva, dar o voi testa în zilele care urmează pe lumină mai calme. Va trebui să văd cum reușesc să editez 4K, pentru că laptopul meu nu e chiar extraordinar de super puternic. Să văd dacă reușesc să filmez 4K. Dacă nu, oricum cred că mi-au pasta. Să văd la ce concluzie ajung în zilele care urmează. Dar chiar dacă mi-au pasta, pot filma 1080p până când îmi schimb laptop. A, și încă o chestie, va trebui să fac neapărat ceva cu cearcănele astea, să mă dau cu fond de ten sau ceva, pentru că dacă voi filma 4K se va vedea foarte nasol. Întrebarea de ieri a fost: v-ar plăcea o petrecere strânsă așa cu familia sau o petrecere foarte, foarte mare? Și răspunsul pe care am zis la întrebarea de ieri vine de la Mihailo și zice: mai bine mai restrâns să fii înconjurat de persoane la care țin. Consider că te-ai distrat și mult mai bine și ai ieșit și mult mai ieftin. Foarte bună asta, că ai ieșit și mult mai ieftin. Corect. Da, dar primești și mai puține cadouri decât dacă vine foarte multă lume. Trebuie să pui în balanță să vezi ce și cum. Întrebarea de astăzi este: cât timp ați fi dispuși să munciți pentru afacerea voastră, pentru visul vostru, fără să fiți plătiți? Adică cât timp ați fi dispuși să așteptați până la primul profit? După cât timp, dacă nu ar veni banii dintr-o afacere, v-ați lăsat de afacerea respectivă? Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați cer să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine!